Săptămâna începe cu zăpadă în est și temperaturi în scădere în toată țara. E cod galben de polei, ninsori și viscol în Moldova, dar și în Dobrogea și jumătatea de est a Munteniei. În plus se anunță ger în nordul, centrul și estul țării, unde temperaturile pot coborî până la minus 20 de grade. Pe timpul nopții a nins în toate județele Moldovei. Drumarii au împrăștiat deja mii de tone de material antiderapant pe șosele. Mergem în direct la Carmen Ciocan cu informații de pe un drum județean din Iași. Carmen, cum se circulă? Bun găsit, se circulă extrem de greu în condiții de iarnă. Se poate vedea pe acest drum județean unde mă aflu, nu se mai vede asfaltul, este un strat de zăpadă bătătorit pe șosea. Spuneau șoferii că 2 km au fost parcurși chiar și într-o oră, pentru că spuneam că se circulă foarte greu și cam aceasta este situația în tot județul Iași, nu numai în județul Iași, în toată regiunea Moldovei, pentru că a nins continuu, drumarii încearcă să dea zăpada la o parte de pe șosea, pe drumurile naționale au reușit pe anumite porțiuni, în total 224 de autoutilaje de dezăpezire au acționat și acționează pe drumurile naționale, s-au răspândit peste 3000 de tone de material antiderapant. Deja însă continuă această acțiune. Cei de la Inspectoratul Școlar Județean din Iași au anunțat deja că în 5 localități profesorii navetiști nu au reușit să mai ajungă la școală, iar într-o altă localitate, într-o comună din județul Iași, directorul a propus să se suspende cursurile care încep după amiază, pentru că există o porțiune de drum acolo comunal destul de dificil de parcurs și atunci, pentru a evita să pună elevii în pericol, mai bine se suspendă aceste cursuri. Sunt și restricții de tonaj, de exemplu, pe drumul național dintre Albița și Huș din județul Vaslui. Acolo, autovehiculele mai mari de 7,5 tone nu mai au voie să circule, așa cum spuneam, drumarii fac eforturi, însă ninge continuu și nu se știe exact când vor reuși să curețe complet asfaltul, mai ales că pe tot parcursul zilei s-a anunțat ninsoare. Este și rece în acest moment, sunt minus 7 grade la Iași, însă aplicația îmi spune că se resimte ca și cum ar fi minus 13 grade. Rămân aici în zonă și voi reveni și cu alte informații în orele viitoare.